Plus. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! După anunțul demisiei lui Ludovic Orban, care e comentariul dumneavoastră, mai ales că era condiția pe care o puneați pentru viitoarea coaliție, pentru viitorul guvern, nu cu Ludovic Orban. Cum e? Nu cred că asta lasă cale liberă, așa cum am spus-o și noi astăzi, președintelui României, ca după consultările cu partidele să vină cu o propunere de premier care să însemne un nou început, pentru că despre asta e vorba. După alegeri, vorbim aici de un mandat al Parlamentului și de construirea unei majorități care să propună un program de guvernare reformator pentru România și pentru asta era nevoie și e nevoie de un semnal că intrăm într-o nouă fază. Deci, domnul președinte va avea în aceste condiții posibilitatea să vină cu o propunere care să fie discutată apoi și care să construiască o majoritate care, spre deosebire de domnul Ciolacu, eu spun că e posibilă și mie mi se pare destul de clară. Dânsul știe foarte bine, folosește cifrele pe care le avem acolo, știe foarte bine că vor exista redistribuiri pentru că avem mai multe partide care se pare că n-au intrat în Parlament și atunci acele procente vor fi distribuite către partidele care au intrat în Parlament și eu cred că se poate construi o majoritate de dreapta, de centru-dreapta care să guverneze România, dar e important pentru noi ca această majoritate nu doar să guverneze de dragul guvernării, ci să modernizeze România, să reformeze România. Bun. Domnule Cioloș, înțelegem că Ludovic Orban în seara asta a dat semnalul de care aveați nevoie ca să intrați în negocierile pentru formarea viitoarei majorități. Spuneți-ne și dacă vă mai doriți să dați prim-ministrul în viitorul guvern. Păi, ni se pare de bun simț să mergem cu o propunere pe care am anunțat-o în campanie, și anume o propunere de program de guvernare și o propunere de premier și, când va fi cazul, propuneri inclusiv de candidați pentru pozițiile de miniștri. Dar am mai spus-o că vom face o propunere pentru că ni se pare de bun simț și pentru că considerăm că avem oameni pentru toate pozițiile din guvern, însă președintele e cel care va face desemnarea premierului și vom vedea ce are de gând președintele. Știm că propunerea e chiar Dacian Cioloș, dumneavoastră. Nu înțeleg însă, nu mi-e clar din ce spuneți, dacă faceți propunerea doar pentru că așa se face atunci când mergi la consultări la Cotroceni, sau asta este o condiție ca să intrați în noua coaliție? Deci nu e o propunere doar de dragul de a avea o propunere. Deci eu, dacă președintele mă va desemna, sunt gata să-mi asum această responsabilitate. Nu o fac de dragul de a arunca un nume. Eu nu fac ca și alții care candidează și apoi se retrag de pe liste doar așa de dragul de a atrage voturi. Nu, deci îmi asum această propunere pe care partidul o face, dar evident că președintele trebuie să facă niște calcule și să vadă în jurul cui se poate construi această majoritate și vom vedea care e opinia președintelui. Bun, ultima întrebare. În situația aceasta nu mergem cu condiții ultimative. Dacă nu e așa, da, am spus într-adevăr că trebuie să fie un premier reformator care să accepte un program de guvernare care să modernizeze România. Depolitizarea trebuie făcută, fără penal în funcții publice trebuie finalizată, dar să zicem că asta ține de Parlament. Depolitizarea trebuie făcută a instituțiilor publice, reforma administrației publice și așa mai departe. Avem o serie de măsuri pe care le-am propus. Bun. Când vă așteptați să avem un guvern trecut prin Parlament care poate funcționa și care ar trebui să rezolve criza sanitară în primul rând? Asta va depinde de cât de repede vor merge negocierile pentru programul de guvernare. Estimarea dumneavoastră? Pentru noi e foarte clar, cu asta trebuie să începem. Poate să se întâmple în 3 zile, poate să dureze o săptămână, 10 zile. Nu știu care e obiectivul celorlalte partide, a PNL-ului și probabil UDMR. Obiectivul nostru este să regăsim în programul de guvernare angajamentele pe care noi le-am prezentat în campanie și vis-a-vis de care astăzi am prezentat chiar și măsuri mai concrete pe care le vedem pentru ca ele să poată să fie. Adică pentru dumneavoastră nu e un obiectiv să se întâmple repede? Nu, e un obiectiv să se întâmple bine. Dacă se poate și repede, cu atât mai bine. Dar e un obiectiv să se întâmple bine, că facem un guvern pentru 4 ani, cu un mandat pentru 4 ani. Nu ne jucăm doar hai să facem un guvern și vedem noi mai încolo pe urmă ce o să facem cu el. Pentru noi e foarte important să fie clar mandatul acestui guvern, pentru că apoi va fi mult mai ușor de discutat și cu mandatele de prim-miniștri, de miniștri, după ce va fi clar pentru acei miniștri ce trebuie să pună în aplicare. Deci pentru noi asta e important, să arătăm românilor că mergem cu o nouă guvernare, cu un program de reformă clar asumat, cu liniuță. Mulțumim.